experiența emoțională prin care treci atunci când tu o simți în acel moment, da, nu este în principal suferința adultului, ci este suferința copilului interior. Iar lacrimile acelea multe pe care le plângi sunt lacrimi neplânse în trecutul tău. Deci atunci când simți că vin foarte multe lacrimi, da, și treci printr-o perioadă în aceasta dificilă din punct de vedere emoțional, e foarte posibil să fii adunat în interiorul tău foarte multe momente de durere, de disconfort, de suferință emoțională pe care să nu le fi plâns la vremea respectivă. Da? Și dintr-o dată, atunci când s-a deschis cutia respectivă, da, iese dintr-o dată tot acel zbucium interior prin care tu ai trecut. Și ce poți să faci într-o astfel de experiență este, în primul rând, să te întrebi așa, bun, cum te simți în acel moment? Deci îți pui întrebarea, măi, cum mă simt acum eu? Da? Și vei vedea, simți gelozie, de exemplu, simți frustrare, te simți neiubit, neiubită, te simți abandonat, abandonată, te simți speriat, speriată. Identifică în primul rând care este emoția, da? De ce spun lucrul acesta? Pentru că doar ceea ce conștientizezi poți să vindeci. Deci doar dacă conștientizezi emoția pe care tu o simți în momentul respectiv, poți să o eliberezi din corpul tău, să o vindeci. Doar dacă conștientizezi că ai o anumită durere, o anumită neîmplinire în viață, un anumit disconfort, o anumită neplăcere, cum vrei tu să-i spui, da? Doar atunci poți să vindeci. Ceea ce nu conștientizezi, nu poți să vindeci, pentru că nu există în realitatea ta. Nu lucrezi pe acea experiență. Deci primul pas este să conștientizezi dacă ai o durere interioară. Al doilea pas este să conștientizezi care este emoția pe care tu o simți în acel moment. Că este gelozie, că te simți speriat, speriată, că te simți abandonat, că te simți trist, tristă, că te simți furios, furioasă. Da? Identifică care este emoția. După care, ce poți să faci este să vii și să te întrebi: când ai simțit pentru prima oară această emoție în viața ta? Când ai simțit pentru prima dată speriat, speriată? Sau când ai simțit pentru prima dată gelos, geloasă? Sau cu cine ai avut tu o temă de gelozie, de exemplu? Sau cu cine ai avut tu o temă din acesta că te-ai tot simțit speriat sau speriată? Da? Când te-ai simțit pentru prima dată, să spunem, super trist sau super tristă? Și vei vedea că dacă te întrebi lucrul acesta cu ochii închiși și cu atenția către interiorul tău, vei identifica momente foarte îndepărtate din trecutul tău când ai simțit astfel de emoții. Se prea poate să fi fost, nu știu, poate la grădiniță când te-au lăsat părinții și te-ai simțit abandonat sau abandonată. Se prea poate să fi fost gelos sau geloasă atunci când te certai cu fratele tău sau cu sora ta pe nu știu ce jucărie, să zicem, sau pe nu știu ce colț de pâine. Da? Se prea poate să te fi simțit trist sau tristă atunci când, nu știu, ți-a murit animalul de casă și tu erai foarte mic sau foarte mică. Da? Ei, în momentul în care tu vei conștientiza că emoția aceea super mare pe care o simți în prezent, în viața ta de adult, nu este neapărat emoția adultului sau nu este doar emoția adultului, ci este cumulată și corelată cu o rană din trecutul tău, în momentul acela ești în postura de a începe un proces de vindecare. Primul pas pentru vindecarea emoțională este să conștientizezi. Al doilea pas este să oferi copilului tău interior ceea ce el are nevoie. Adică să-i oferi iubire, să-i oferi înțelegere, să-i oferi siguranță dacă, de exemplu, se simte speriat, să-i oferi siguranță dacă se simte abandonat, de exemplu. Da? Foarte, foarte multe teme sunt legate de, atunci când vorbim de copilul interior, sunt legate de sentimentul acesta de a te simți safe, de a te simți în siguranță. Da? Acesta este următorul pas. Poți face lucrul acesta printr-o meditație. Noi la cursul de NLP vom face foarte multe astfel de meditații și vom merge în trecut pentru a vindeca astfel de momente din trecut. Sau poți face lucrul acesta nu doar prin meditație, ci și prin acțiuni concrete de zi cu zi. De exemplu, ce poți face pentru tine pentru a te simți în siguranță? Ce poți face pentru copilul tău interior? Care sunt nevoile
micuțului tău băiețel sau care sunt nevoile micuței tale fetițe interioare, de exemplu. Da? Întreabă-l pe copilul interior lucrul acesta și oferă-i ce are nevoie. Pentru că adesea când avem astfel de izbucniri emoționale și un astfel de plâns neplâns, de foarte multe ori este durerea nu a adultului, ci a copilului interior. Și foarte important ce aș preciza aici, de exemplu, tot legat de partea aceasta de cum treci, cum depășești o suferință emoțională, este în primul rând să-ți dai voie să fii om, să-ți dai voie să plângi, să-ți dai voie să simți acea durere, acea suferință, să-ți dai voie să simți acea emoție. Problema celor mai mulți oameni este aceea că își blochează emoțiile, da? Că își închid inima. Și odată ce au simțit o anumită emoție neplăcută, de exemplu, vin și spun, da, de acum înainte o să-mi țin inima închisă și nu o să mai iubesc, nu o să mai fiu într-o postură, nu o să mai mă pun într-o postură vulnerabilă, nu o să mă mai deschid, nu o să mă mai atașez de cineva sau de ceva, de exemplu. Dar asta nu este o soluție, asta este o soluție care pe termen lung duce la și mai multă suferință interioară, duce la însingurare, duce la sentimentul acela de solitudine în care te simți că ești înconjurat de oameni, dar că ești singur în realitate, singur în doi, cum se spune. Ce poți să faci aici este să accepți că există în viața ta emoțională, există o curbă, da? Există, de fapt, e ca un val, așa, da? Este ca un val din punct de vedere emoțional și zilele noastre sunt la fel. Da? Niciodată zilele noastre din punct de vedere emoțional nu vor putea fi lineare. Dacă ar fi perfect lineare, am fi niște roboți până la urmă, da? Și simplu fapt că tu simți, indiferent ce ai simțit, te face om. Și este în regulă să ai astfel de zile în care inima ta să simtă și suferință, pentru că doar comparativ cu suferința, tu poți simți bucuria, iubirea, speranța, încrederea. Doar printr-o astfel de comparație putem să simțim și să apreciem, să cunoaștem, să recunoaștem emoțiile bune, emoțiile pozitive, de exemplu, tocmai pentru că cunoaștem și reversul medaliei, cunoaștem și partea opusă a emoțiilor. Altfel, dacă n-am avea cu ce să comparăm, noi nu am ști cum să recunoaștem astfel de senzații plăcute, astfel de sentimente plăcute, de exemplu. Deci de asta consider foarte important într-un proces de vindecare interioară, mai întâi să accepți ceea ce simți, da? Să accepți ceea ce simți, să-ți lași sentimentele în voie. Și tot timpul este un exemplu care mi-e place foarte mult și pe care l-am auzit la un moment dat și pe mine m-a ajutat enorm și pe care o să ți-l spun și ție. Inima este ca un mușchi. Da, este ca un mușchi. Și gândește-te atunci când faci sport, ce se întâmplă când faci sport intens, da, și faci febră musculară. Ce este febra musculară, de exemplu? Este o ruptură a mușchiului, o suferință a mușchiului, da, care se rupe, dar care ce face în acel moment? Vine și crește în acel moment. Așa se întâmplă și cu inima noastră. Așa se întâmplă și cu inima ta. De fiecare dată când simți că ai o astfel de durere interioară, o suferință interioară, un disconfort, ceva ce nu te face să te simți tocmai bine, da? Și nu este una din cele mai bune zile ale tale, amintește-ți că atunci inima ta crește. Acela este momentul nu ca să-ți închizi inima, ci acela este momentul ca să-ți deschizi inima, să lași în voi acel sentiment, chiar dacă este unul neplăcut, să-l simți, să-l plângi, să-l integrezi, să simți acea durere așa cum o simți tu, așa cum o manifesti tu, da? Ca să o eliberezi din interiorul tău și apoi să fii capabil și de mai multă iubire, și de mai multă acceptare, și de mai multă înțelegere, și de mai multă empatie cu cei din jurul tău. Primul pas ăsta l-aș vedea în primul rând să conștientizezi starea prin care tu treci și să înțelegi că ești ok indiferent cum ai fi. Și sunt momente în viața fiecărui om în care viața îl testează. Viața ne testează pe toți. Cumva ne testează, spun între ghilimele, da? În care ne încearcă, în care avem provocări. Fiecare om trece prin diverse probe, trece prin momentele lui de dificultate. Da, și chiar dacă nu ai dificultatea X, vei avea dificultatea Y. Nu ai dificultatea Y, ai dificultatea Z, însă în mod cert tu vei avea
în călătoria ta de erou și de eroină vei avea niște probe, niște încercări prin care să treci astfel încât să te deschizi și mai mult către iubire, către înțelegere, către empatie. Și mi-am notat aici ca să nu uit, de exemplu, ceva ce poți să faci după ce ți-ai luat această perioadă pe care tu singur ți-o stabilești, această perioadă de integrare, de doliu, dacă vrei, da? După ce ai suferit o pierdere, după ce, chiar dacă pierderea aceea nu este neapărat că ai pierdut o persoană, că ai pierdut un animal, că ai pierdut o casă, că ai pierdut un, eu știu ce ai pierdut, dacă ai schimbat casa, dar este tot o pierdere până la urmă, că ai eliberat un spațiu de acolo. Însă, poate că ai pierdut o parte din tine, de exemplu, da? Ai pierdut o parte din tine, o parte care te-a servit până în acel moment, iar de aici încolo nu te mai servește. Este acea parte din tine care te făcea să fii geloasă sau gelos. Este acea parte din tine care te făcea să fii atașat de ceva. Este acea parte din tine care te făcea să fii, nu știu, egoist, independent sau oricum altcumva. Da? Deci e bine să-ți lași această perioadă de refacere, de doliu emoțional. Da? Să ai acea integrarea emoției, a sentimentului, a suferinței tale, da? Să-ți dai voie să fii vulnerabil, să-ți dai voie să fii slab, da? Este o mare dovadă de putere interioară. Doar oamenii puternici sunt capabili să și plângă, sunt capabili să recunoască faptul că au o suferință interioară, doar oamenii puternici sunt capabili să conștientizeze și să accepte faptul că trec și prin momente dificile, da? Însă faptul că ești jos și că ești pus jos la pământ, da, de o anumită experiență din viața ta, că ai fost părăsit, că, nu știu, ai pierdut pe cineva, că ai treci printr-un faliment, că te-ai pierdut locul de muncă, că cineva drag ție s-a îmbolnăvit, nu contează. Doar faptul că accepți lucrul acesta și că îl simți și că îl recunoști este ceea ce te face incredibil de puternic, ceea ce ajută la vindecarea ta emoțională. Și ce poți să faci după ce ai integrat toate lucrurile acestea emoționale, le-ai simțit, le-ai trăit, ți-ai acordat un timp, care poate să fie un timp nu neapărat de luni de zile, poate să fie o zi, poate să fie două, trei, o săptămână, două săptămâni, oricât simți tu nevoia, ce poți să faci este să recadrezi, da? Să recadrezi, pentru că orice om se află permanent în două stări emoționale. Fie este o stare de suferință, fie este o stare de o stare frumoasă, interioară, da? Ce poți să faci este să recadrezi, pentru că suferința, și dacă există, ea vine din minte, ea vine din percepția pe care tu ai asupra experiențelor, asupra oamenilor, asupra ceea ce tu trăiești. Și recadrarea aceasta, faptul de a privi dintr-o altă perspectivă viața ta, experiența respectivă prin care treci, persoana cu care ai acea interacțiune sau acel conflict, este ceea ce te va face să te ridici, da? Și o întrebare, de exemplu, pe care ai putea să o folosești este: care este beneficiul, da, pe care l-am din această experiență? Care este un lucru extraordinar care mi se întâmplă tocmai datorită acestei experiențe? Poate fi un lucru faptul că învăț să iubesc mai mult. Poate fi un beneficiu faptul că îmi deschid inima mai mult. Da? Și tocmai că am trecut prin acea experiență dureroasă, acum sunt capabilă sau sunt capabil să mă deschid mai mult în fața oamenilor din jur. Da? Nu știu, tu găsești care este beneficiul, tu găsești cum faci această recadrare, sunt mai multe tipuri de recadrări, sunt chiar și diverse șabloane, așa, pe care și rețete pe care le poți urma și pe care le voi preda la cursul de NLP, devin o cea mai bună versiune a ta prin NLP. Nu participa la cursuri de dragul cursurilor, nu citi cărți de dragul cărților, nu face lucruri doar așa de dragul de a le face și de a te afla în treabă, da? Fă lucruri cu eficiență, fă lucruri care să-ți aducă rezultate cu adevărat, care să te ajute cu adevărat să-ți schimbi viața. Tot timpul când înveți ceva, practică acel lucru.
vom avea la acest curs integrată și o parte din aceasta de care să te ajute cu adevărat să aplici ceea ce înveți în ceea ce înveți în curs. Numai puțin să vedem aici. Avem și un Ana îmi spune, Ana Boda, bună ziua, mulțumesc pentru sfaturi, chiar e foarte greu ca să îți controlezi emoțiile care de cele mai multe ori sunt aproape incontrolabile și dureroase. Da, aceasta este o perspectivă, Ana dragă, faptul că emoțiile sunt incontrolabile și dureroase, în realitate putem controla emoțiile, ne putem gestiona emoțiile și chiar le putem controla. Deci emoțiile noastre sunt în controlul nostru, nu sunt în control circumstanțelor prin care noi trecem. Despre asta voi vorbi timp de 6 luni la cursul de NLP din noiembrie. Este o schimbare de perspectivă pe care toți cei care vor participa la acest curs o vor afla și nu doar că vei afla această schimbare de perspectivă și îți vei schimba tu perspectiva, ci vei primi și uneltele necesare și vei începe deja să aplici, deja să implementezi. Valentina Băcanu îmi spune, bună Nina, cum interpretăm plânsul de fericire? Mereu m-am întrebat. Valentina, nu știu să-ți spun cum interpretăm plânsul de fericire. Ce știu însă este că în momentele importante din viața noastră ne dau lacrimile și lucrul acesta este natural, este perfect uman. Da? Asta ne face să... Asta mă duce cu gândul la ce spuneam mai devreme. Da? Deci dacă accept faptul că plâng de fericire, de ce n-aș accepta și faptul că pot să plâng de durere? Este o reacție firească a organismului nostru. Da? E ca atunci când, nu știu, strănuți, de exemplu, da? Este ceva incontrolabil, este ceva așa am fost noi creați, așa am fost noi lăsați. Problema care apare este atunci când blocăm lucrul acesta, atunci când omul vine și spune, îmi vine să plâng, dar nu plâng. Da? Nu. Lasă acea concepție cu bărbații nu plâng, băieții nu plâng, fetele puternice nu plâng. Nu. Este omenește să plângi, este omenește să simți, este omenește să simți orice fel de emoție. Accept-o, eliberează-o, da? Curăță-te, vindecă-te și mergi mai departe și trăiește o viață extraordinară pentru că tu îți creezi viața. Te invit să devii cea mai bună versiune a ta din noiembrie, să parcurgi o călătorie interioară alături de mine la acest curs de NLP pe care îl începem.